Bună seara celor 2-3 oameni care se uită la mine, unul doi din răutate și unul doi poate din complezență. Azi o să vorbim despre ura românilor, împotriva românilor. Am avut așa câteva experiențe nevești. De bine știam că noi românii suntem niște pupincuriști, suntem niște terminați în pula mea în materie de naționalism. Suntem naționalismul la băutură. Pur și simplu, discriminarea românilor de către români este bătaia de drumul. Tot timpul noi vom tolera țiganii, vom tolera toți alogenii și vom face rău românului. Așa e natura omului, așa e natura românului, să-și dea femeia la fuduță, să-și dea și cămașa de pe el străinului și să ignore, de exemplu, pupala din familie, care e aproape, spune, lasă că tu cu tare, de exemplu, din familie se învață treaba asta, adică ignori familia, ignori un membru al familiei cu care ar trebui să te porți mai frumos și pui străinului să mănânce ceva bun și pe copilul, de exemplu, ți pui să mănânce în bucătărie, dacă ai un singur scaun sau ceva de gen. Așa face românul și e un comportament totalmente aiurea, totalmente greșit. Văd că YouTube în tot blochează videoclipurile, nu pot să le monetizez, nu știu ce mai are. Chiar așa mă, YouTube-ul morților, mă, nici în felul ăsta nu mă lăsați să mă exprim, nici măcar tata, de televiziunea mi-a luat-o. Loc de muncă nu am, cărțile nu se mai vând. Chiar și asta în pula mea, ce vreți mă mânca voi și pula voastră? În fine, băga mea și pula în voi. Tot mergând așa cu autobuzul, am văzut o scenă, mă duceam la aeroport, în autobuz de ATB, pe jumătate plin, sau pe jumătate gol, cum vreți voi să-i spuneți. La un moment dat, cu vreo două desace înainte, încă controlul. Altfel de controlul îmbrăcați puțin mai bine. Vezi seama, oameni, cine pula mai se poate angaja la controlul ATP decât ultimii ratați? Adică te angajezi ca să te cezi cu lumea, să te bați cu ei și să... Oameni care în campanie au împărțit pliante și acum mai a băgat și pe ei pe undeva, că... Au băgat cu Oprescu, cu ăștia, pula mea, trebuie să-i angajeze și pe ei pe undeva, ce să fac, le-a băgat pe treaba asta. N-am avut ce să fac. Și... Cu ei am încercat să facem unul care n-avea de unde să-și abia, era câmp acolo, o stație gen câmp, aproape de Otopeni, pula mea, n-avea de unde să-și. Și domnul zice, te bă, beți Ivane, că eu au să ajung la aeroport, stau după tine și le mai ai bine recutare. Bun, se apucă la control. Încep să controleze. În autobuz foarte mult străini. Cred că n-au avut doi bilet între străini, nu? Eu aveam, mai eram cu un amic. Și am zis, domne, i-am zis, bă, eu nu am. Ție nu ți-e rușine și ție, că nu vreau să-ți arăt. Când pe românul ăla l-ai dat jos, că nu are și străinii pupin cu, nu, domne, că ăsta e refugiat. Că asta cu tare. Era un neînțeleg că cu un pumn de bani în mână a vrut să-mi dea mie, că pleca la dormul, nu avea ce să facă cu ei, i-a dat planul 1, chiar n-a ce să facă cu planul românești, dar biletul nu ți-a dat. Că nu știe că, hai mă, dă-i în pula mea, că așa nu știu, nu vor, mă. Și e, bă, domne, că sunt străin, că ei nu știu. Ce te iei cu noi în gură, pa, o să la mine, eu am vrut să-i bat. Bine că m-am abținut, totdeauna, dacă uite, mă voi abține la scătul și astăzi era să dea unul cu mașină peste mine, pătător, adică eram. Cum sunt doar în București, mergi pe stradă și tot îi înjură, știi? Poți să fii și cu copilul, cu căruțul, deci... Așa e, bun, revin la autobuz. Și m-am luat cu ei în gură și am spus, vedeți că mă voi întoarce. Și nu o să mai iau bilet niciodată. Acolo călătoria spre aeroport e mult mai scumpă, costă de trei mai mult decât o călătorie normală. Și pula mea, așa fac. Pupau în curs străinii, vorbeau cu ei, cu engleză, de-aia strigită. Bine, nici nu sunt mă doar în pulă de limba engleză, că cam aș pun morții ei. Tot așa, să-i pupi în curs, știi, de parcă s-ar da străinul la un beneficiu, tot timpul. Tot timpul așa am fost. Și domnule, suntem români, când mergem afară, suntem priviți ca țigan, ca ultimii oameni. De ce să nu-i ardem acum, că nu au bilet, nu o să... Domne, trebuie să intrăm și noi în Europa. Pe cum mă, cu ăla, cu românul tău care vrea să urce, nu, pe ăla de ce nu-l lași, dacă îl lași și pe ăștia. Dom'le, că ăla poate lea bețivan, că poate mirosea băutură, simțeai pe pulă, spunea o târfă de-aia în pula mea, doamna Fifi, la 45 de ani, 50 în pula mea, băgătă și aia pe autobuz de-aia rea, așa, știi, haină, cum sunt secretarul aia de școală. O doaia,
Dom'le, dar ce vrei cu dălea, știi? Dălea hâtre, așa. Rele. Să frumoase, așa, dălea termete, știi, vopsite cu dălea cu lunda color, știi, dălea să se ascundă firele albe de avort, așa, știi, dălea care fumează așa cu țigarea și băgată cu filtrul, băgat tot în gură. Dălea, știi, nenorocite, în pula mea, dălea, știi, femei, bărbați. Rele, mă, rele. Dălea, în pula mea, că... Nici mâncarea nu vine să mănânci lângă ele, în pula mea, dălea terminate, știi? Mamă, scârbime de femeile alea, știi, rele, așa, în pula mea, gen secretarele de școală, gen laborante, dălea, știi? Rele, femei de chitanțe, de contabilitate, de-aștia, rele, mă, oameni răi, în pula mea. Că dălea, că te duci la undeva la poate să iau adevărță, deci dălea, știi, de birou, rele, știi, curve dălea, scrii fosite, știi, îmbrăcate, dar nici haine nu stau bine pe ele, în pula, că ori sunt... Dar răbușate, știi, rele, mă, deci oamenii răi îmi pune. Și mama cu ei în gură, îmi pune, mă, bă, că cu tare, că ce să vorbești cu ea pe autobuz, că cum ai vorbit cu jandarmii, îmi pune. Bine, știam în ce țară de căcatrăim. Problema este la noi, problema e că Dumnezeu și-a luat fața de la noi și văzând astfel de chestii, deci eu astăzi pur și simplu mergeam pe stradă și mă cărcasem cu mașină 4x4 în fața unei bănci. Pur și simplu, eram, intra în mine, mai era, uite, cam așa. Și bat în geam și, bă, că ce pula mea, bă, există frân, îmi zice, există frână, ambreaj, nu știu cum. Marshall. Și am zis, problemele să mă calci, tu te, bă, în pula mea, cum te călcai, ce te-am călcat? Tu te, bă, morții, mă, tine, bă, că-ți dau și... Mă lăg de asta, mă gândim, mă, ce pot să-l trag pe geam? Stau cu ăsta pe la buze, 500 de ce... Aveam și o mașină și o cară, 500 de ce seguriște o fire asta cu pilă, de-aia doare și în pulă de viață. E un căcat de ăla la vreo... E că avea 37-38 ani, îmi dai seama, doarea pulă. Toată viața așa a fost crescut, banii au venit la cur. Ăștia, deci Dumnezeu le dă și ăsta la noroc de bani tot timpul, dai seama, că ține cu ei. Poate și Dumnezeu este la fel de despotic așa, adică dă copilului cancer, pe ăștia îi lasă, Iliescu trăiește 100 de ani și bine și conduce. Asta este, sunt instrumentele lui, nu poți să te... Singura soluție pe care o văd eu și cu Dumnezeu, pentru a-i atrage atenția, poate nu vede, poate orb, este o sinucidere în masă aici, ceva la vreo 4-5 milioane de oameni. Și să rămână numai țigani, jidani, numai ei între ei până să vedem ce fac atunci. Pentru că... Dacă încă mai e popor deasupra și încă mai sunt oameni ca lumea și încă mai sunt oameni cu viziune și cu puțină inimă bună, vor trăi și ei ca niște vieri. Și vor mânca de pe urma noastră. Hai să lăsăm până... Deci așa trebuie. Să-i spunem, Doamne, ne băgăm pula în tine, că prea ne-ai făcut mă mâncați așa rău. Prea îți bagi de noi în pula mea. Prea dai bine la toți nenorociții în pula mea și rău la foarte mulți. Ei așa oamenii pe bandă durulantă, pe așa îți bagi. Eu n-am întâlnit un bun la suflet care să trăiască bine. N-am întâlnit oameni buni care să aibă... Și până se bă, că averea ta va fi în cer. Bă, mânca-vă și pula voastră. Dă-mă mie acum 40.000 de euro, că fac copii bine, mă duc la ei acasă și le iau tot ce trebuie. Mă duc peste ei în spital, le dau, le fac, le aia, îi duc să se opereze. Cât s-ar face ca mea? Nu am puterea asta. De ce nu am? Poate nu merit în pula. Poate mă duc și beau banii, mă duc la curve. Păi, dați-vă în pula mea la joburi, mă sună la joburi pentru 6 milioane în București. Bă, nu-ți convine, nu veni? Pe 10 milioane. Bă, îți dăm 10 milioane, 9 ore jumate pe zi. Plus că și transportul în pula mea până acolo, că faci, știi cum facem, că ești oriunde ai sta. Ei nu se gândesc, îți bagi joc în pula mea, că le permitem, ne... Și tot felul de chestii, tot felul de căcaturi în pula mea. Nu ai ce să faci. Suntem o țară în care părintele pur și simplu nu are răbdare cu tine. Du-te la muncă! Dar ca să înveți exploatare, du-te și fă și spui, păi mă, nu pot să mă dăm pe 10 milioane, dar și eu, pula mea, am început și eu un doctorat, scriu niște cărți, sunt... Și eu pregătit foarte... Ce va fă bană, bă, bană, bană, bană? Eu pur și simplu, nu știu, nu mai înțeleg lumea asta, pula. Deci m-am spus, ne trebuie o sinucidere, mă să un protest de la cam pușcărie, cum făceau irlandezii ăștia. Un Ulster de la Ira.
și spune, Doamne, uite care e treaba. Uite-te un pic și la noi, dacă existi. Că dacă Dumnezeu ar exista, ar rupe chestia asta. Și ne-ar mântui până în... Asta trebuie să-i încidere în masă până. Te uiți la istoria asta României, numai trădări, numai niciodată nu s-a trăit bine aici, frate, numai porfașa proliferă, numai alogini, Ponta Nigeri Român, Iohannis ăștia, numai grofi, numai neneși, numai nenorociți în pula mea, au turcaleți, grecotei, numai nenorociți în pula mea au proliferat aici. Chiar așa în pula mea, eu n-am înțeles și nu înțeleg de ce am eu un anumit talent literar, de ce mi-a dat Dumnezeu capacitatea de a vedea unde e chestii rele sau bune și nu pot să le folosesc, chiar nu înțeleg ce să fac, mă, în cap, mă, și chiar trebuie să mă duc să dau un cap la oameni să fie bine? Chiar nu se poate găsi un loc, de ce nu mai pentru mine și pentru alții? Chiar așa, în pula mea, am ajuns. Două morții mamii de treabă. Chiar așa, suntem ultimii oameni. Chiar așa, dacă nu ești milițian, dacă nu ești securist, dacă nu ești cutare, nu poți avea să pui ceva de ce pe masă. Chiar așa, sau dacă nu ești hoț, dacă nu furi, să faci pușcărie 2 ani pentru ca să fie bine o viață. Dacă nu ești împartit, chiar nu poți. Chiar așa, atâta suferință să se permită în halul ăsta. Spune-se, Doamne, că mântuirea, că până pe mântuirea, ce înseamnă să te retragi undeva la o mănăstire sau undeva? Și să nu mai ai nicio grijă lumească? Pe asta nu e mântuire, pe asta e fix pula. De exemplu, spuneam asta, arhitectul ăsta, Camil Răgunschi, la care a fost arhitectul lui Ceaușescu, făcea chestii de interior, nu de exterior. Tamăcoași de exterior spunea, domnule, că a fost nevoit să demoleze asta, mănăstirea Văcărești. Și au făcut demersul și la Patriarhie, că ei nu voiau, domnule, Patriarhia să intervine cu tare și trimit Patriarhia. Această mănăstire este un monument istoric, nu aparține de noi. Adresați-vă la monumente istorice, care dispăruse de 5 ani fusese redesfințate. Asta e biserica, bă. Niște boieri în pula mea. Se comportă ca boieri, au bărbi boierești. Ce nenorociți în pula mea. Dumnezeule, e timpul să-ți faci treaba. Eu zic cel puțin cu mine. Că eu o să am de gând să mă cam tirez după din fenomenul ăsta în pula mea. Eu nu înțeleg, mă, în cap faci pula voastră. Eu n-am, pur și simplu, n-am înțeles. N-am omorât nici măcar o furnică în pula mea. N-am făcut rău la nimeni, că n-am înjurat pe nimeni fără să fiu atacat la început. N-am făcut niciun rău în pula mea, cred că dacă mor acum, nici nu mă împut în pula mea. Sunt o sfințenie deosebită, încă mă laud acum. N-am făcut rău la nimeni în pula mea niciodată. Chiar așa să nu pot să fiu folosit ca un instrument divin. Pur și simplu în pula mea vine să-mi iau câmpii. Și am ajuns într-un moment în care chiar nu am nimic în pula. În afară de familie. Și nici de acolo numai. Toată lumea a intrat în disperare privința mea. Deja am trecut la stadiul de nebunie, știi? Tot au ceva cu părul meu. Cu felul meu de a gândi, cu felul meu de a scrie, cu felul meu de a respira, cu felul meu de a dormi, cu felul meu de a merge pe stat. Pur și simplu încurc mașinile pe trotuar. Orice, nu mai e bine în pula mea. Tot ce fac sunt... Parcă aș fi într-un vis urât în pula mea, parcă aș fi într-o... Aș trăi într-o melodramă, știi? Sunt acolo ca un cui într-o blană și lumea calcă în el în pula mea. Pur și simplu trăi ca divinitatea care pur și simplu vrea să te rogi, să fii umil, să spui, ajută-mă și să faci un pact cu el în propria, parcă ar fi diavol așa să comportă. E timpul ca și ea să-și arate fața acolo. Nu ne păi mâine mă pomnesc că poate că mănânc proști și că sunt așa și eu trist, supărat. Dau și de un cancer, dau și de un muce, de o depresie, de un diabet. Asta mai întrebă în pula. Dacă nu le am deja.
Astea sunt căcaturi, mă, mâncațe și chestii ale vieții care... Eu nu înțeleg oameni corupți care trăiesc în presă și trăiesc bine și le e bine și... Nu fac în pula mea, la fotbaliștii analfabeți în pula mea. Ultimii oameni care au bani pentru 200.000 de vieți în pula mea și sunt cunoscuți și se remarcă. Dacă scrie ăsta acum o carte, eu știu, Chipciu în pula mea, păi să vinde nu știu câte exemplare și e văzut ca scriitor. Bă, mă, ăla submediocru în pula, dacă scrie, eu știu, Varela ăștia, dacă scrie, eu nu mai dau alte exemple în pula mea de... Pangu! Că scriu ăștia o carte în pula mea, sunt... Ia poliromul, îi promovează, ia Humanitas, îi bagă, domnule, uite, cu tare, fac drag. Asta e viața în pula mea, tu, căcat viața asta. E, cred că e o închisoare mare în pula mea, închisă pe din afară, făcută doar ca să te pătimești. Că ești pe stradă și te uiți așa, de exemplu, ești în București, te uiți așa pe stradă și, domnule, eu sunt fericit, ce bine trăiesc. Te fix pula în puii mei, este fix de un căcat. Pe inima rău, pula, suntem făcut să ne chinim în pula. Ce o să-i spună copiilor mei? Ce pot eu să-i povățesc? Dacă ei nu mai pot circula pe asfalt, până la urmă, mă spune, bă, tu trebuie să zbori. Toată istoria noastră în pula mea, de la țărân, de la... Chiabur de la orice, de la Iobagi, a fost o mare, mare nedreptate. Tot timpul săraca a pătimit mereu orice ce-ar face în pula. V-am spus, mie îmi pare rău că nu mai pot haiduci, n-am unde să mă ascund, nu am o pădure în care să mă duc. Aș lua în pula mea patru cuțite și mă duce în pula mea în pădure și aș trăi acolo. Mi-aș lua familia și m-aș lupta cu ei. Nu la moarte în pula mea, aș face război de gherilă. Unde să mă duc, mă, în cap, așa că nu mai sunt nici păduri să mă duc. Toate sunt multe, toate video. Nu mă am cum mă lupta. Eu ar trebui în pula mea România să văd poliția la fiecare pas pe stradă, să văd pe fiecare stradă, zic și noapte, 24-24, un milițian. Nu există așa ceva. Sau jandarmerie, avem atâtea servicii, atâția agenți, atâția și nu... Și nu se poate face bine în pula mea. Tu nu vezi ce e la noi? Să șterg urmele pe trecerea de pietoni, să... Șterg filmările după camere când e vreo problemă. Ne omoară oamenii artiștii, păi suntem un an de când am spus, trebuie să ne strângem vreo 3-4 milioane și chiar și mai puțin. Să facem o sinucidere de masă. Am intrat în istoria omenirii și ne-am pișat pe Dumnezeu instant în pula. Ce rugăciuni, ce biserici, ar fi biserica asta, frate. Păi văd cât pământ i-a atribuit numai bisericilor și sectelor. Sectele, insectele, cultele, incultele. Mergeți până la Mihai Bravo, sunt 2-3 biserici, una lângă alta, ne folosesc ca biserica lui Hristos. Pula, pământ întreg, unde se pot construi case, unde... Păi gândiți-vă câți n-aveți locuințe, n-aveți unde să stați, locuiți, bac cu mamaie, bac cu chirii, bac cu pula mea și alt moșii, au câte 4-5 apartamente. Gândiți-vă dacă e drept. Și cât vă chinuiți, vă înrobiți pentru 4 pereți, toată viața depindeți de jidani. Gândiți-vă și voi la treaba asta. Dacă e bine, și toți țiganii, uitați-vă pe la manele, pe la alea. N-ați văzut exact cum făcuse de la BG Mafia, casa, acum așa a făcut casa manelelor, maneliști. Am spus, vor avea maneliștii numele de străzi, pula mea. Deja sunt foarte mulți criminali români care au numele de străzi. Asta e viața în pula mea. Am spus singura soluție, te simți de la masă. Uitați-vă bine, alegeți vocale. Te gândiți-vă că poate vreți să aveți copii sau poate aveți și... Dacă vreunul dintre voi este fericit, eu îmi tai pula și-o dau la alții. Eu mă uit de ce consumă românul și cât de rău este românul. Eu unul am ajuns, v-am spus, la limita răbdării. Am tot spus-o, nu caut, nu vreau să obțin absolut nimic. Bine, eu voi posta videoclipul ăsta, probabil că în 3-3 zile o să fie că mi-l dezactivează, iar le postez, iar... Nu știu care e motivul pentru care le dezactivează. Să dați seama că acolo la YouTube e un gars în pula mea de la american, de la serviciu, un șobolan în pula mea de la care se uită la wrestling. Oh, fucking Romanian. Ah, fucking, ăsta înjură.
vede acolo o subtitare de pus aiure, ia de-l în pula mea, mă. Poate eu transmit un mesaj, deci nici nu pot în pula mea să transmit un mesaj. Eu mă consider un mare, mare, poate și voi, mă consider un mare, mare eșec. Eșec sentimental, eșec moral, eșec social, eșec financiar, eșec artistic. Sunt un mare, mare eșuat, un neadaptat în pula mea, nu pot. Sunt în imposibilitatea de a trăi în momentul de față. Pur și simplu, poți să-mi dai și 200 de milioane în pula mea, n-am ce să fac cu el. Eu vreau doar să ajut, să fiu un filantrop. Mi-aș fi dorit să fiu un scriitor cunoscut, să mă pot implica în ONG-uri și să ajut oamenii și să ajut copiii și să... ca imaginea mea să ajut. Ce pot eu să fac? Cum pot eu să ajut în momentul de față? Ce să fac? Să iau banii pe o carte, 59 de lei, să-i dau la un copil? Ce face ăla cu banii? Așa au 3 Eugenii în pula mea și 2 sucuri. Gândiți-vă că cu 100 de lei nu pot să scump dar nimic în pula mea. Metrou și atât. Mai ce să faci în pula mea? Ce să fac? Gândiți-vă că eu nu-mi permit nici să fumez o drogă în pula mea, nu pot. Îmi permit să beau o bere în pula mea, trebuie să mă scoată mereu altul la o bere sau să fac ceva. Am ajuns într-o imposibilitate majoră. Cum să mă uit eu în ochii copilor mei și ce pot eu să le spun? Învățați că este bine? Învățăm, va fi bine, tati, va fi bine, să înveți carte și să fii bine. Învățăm carte și putându-o de frumos, va ajunge sclav, va ajunge un căcat. Asta e viața, Dumnezeu a vrut să ne naștem aici, să se poată jos de noi. Trăim și trăim cum vom alții. Eu nu v-am spus. Acum o să aud să bată ăștia pe lângă mine. Ce să faci, bă, frate? Asta e viața. Sincer, în pula mea, cred că ar trebui să... V-am spus, sinucidere masă. Hai, n-ai nici dacă te duci să faci o mișcare antinațională, să faci o revoluție, cu cine să faci? Cu cine, fratele, că ești monitorizat tot timpul, în pula mea? Aseară țineam camera și mi s-a prindea singur în pula mea, la ora 11 și ceva s-a prins în pula. Dă seama la ce nivel au ajuns ăștia în pula mea. Asta am luat-o, am meșterit-o în pula mea. I-am scos căcaturile din ea. Acum este o relicvă, dar mâncă mai merge. Asta este ce să-i faci. Chiar aș vrea într-o zi când voi muri să-i pun și două-trei întrebări lui Dumnezeu. Genio voașe, Doamne, dacă eu să-mi croi să fac bine, poate binele nu e bine, poate binele e rău. Chiar aș vrea să ajut copiii, aș vrea să... Ce să fac? Cum îi pot eu ajuta? Eu nu pot avea acces la o funcție politică dacă aș candida acum. Deci nu pot să legele să mă pute să nu pot să candidez. N-aș putea nici să mi-ar găsi tot felul de incompatibilități. Salariul, cum am spus, numai de 8, 9, 10 milioane, 12 milioane, cu ești mușeță de te rup de devis legumă. Adică să produci bani pentru ea, să mai vânză. Uitați-vă pe joburi, depuneți-vă un CV, să punem așa. Faceți-vă, de exemplu, pe jobs, pe best jobs, pe mai job. Și 11 joburi sunt acolo. Și ce cer? Nu mă pot angaja nici măcar la să fiu postac, pe ideea să fiu troll de la să pun comentarii. Nu mă ia nimeni în pula mea. Bine, nici n-am dorința de a face chestia asta. Probabil că mă voi îmbolnăvi în curând și voi ajunge ultimul. Voi ajunge într-un mărunt în pula mea. Pe la Caracal, printr-un sat, la Fălcoiu, pe acolo, uitat, între buruieni. Nevastă mea se va mărita cu alții, copiii mă vor uita. Va ajunge ultimul în pula. Nu-și va mă aminti nimeni că am scris vreo carte, că am avut vreo viziune, că m-am vreo mă scris, voi fi un căcat în pula. Și voi dispărea că o dischetă stricată, nici rai, nici iad nu este, nu este absolut nimic. Asta e viața. E bine că am ajuns la
aproape 31 de ani, că pe 6 octombrie o să fac 31. Sunt născut în acea zi cu petețuța. Ce l-a făcut pușcărie și... Dacă trebuie un cine, abar nu. Și un om pătimit, un om învățat, dar degeaba. Au proliferat șmecheri, de gen, eu știu, Ceaușescu. Toți de ăștia, Bobu, Emil, Bobu, de ăștia, Maurer, pula, toți căcății în pula. Mizil. Să dau numele de miniștri. Asta este. Sunt profund dezamăgit și nu mai văd rostul vieții. Nu mă omor, n-am niciun gând, am omorât, n-am. V-am spus, dar scrie la o sinucidere în masă. Așa aș face, deci în masă, da, aș face o... E numai așa poți să atragi atenție. Până la urmă, poate e și vina mea totuși, că nu trebuia să sfidez imediatea de când m-am născut. Trebuia să-mi bag pula în Dumnezeu în fiecare zi, zic, bă, pula, îmi bag pula, îmi bag pula. N-am ce să fac. Suntem niște modele ale viltruții de căcat. Suntem niște scursuri, suntem niște nimicuri, suntem... Calcă pe noi șmecherii ca pe un mușule de furnici și ne omoară ca pe furi. În fața unuia cu bani, bine, te omoară în casă și n-ai ce să-i faci. Și toți judecătorii sunt cumpărați, sunt... Nu te poți apăra, miliția e terminată, nu te poți apăra, se ocupă numai de găinării și de chestii care sunt puse la comandă. Atât face. Nu poți face absolut nimic. Pur și simplu, mie mi-e rușine că m-am născut, mi-e rușine că trăiesc. A, bun, vă recomand să faceți copii, să dați o șansă cuiva, poate reușește. Deși este, are 1 la 7.000 de miliarde, 4 alioane șanse. Dacă e bun, dacă e rău, va reuși, pentru că trăim în junglă. Eu nu pot să ucid, eu nu pot să fac rău. Eu pot doar să scriu, să cânt, să mă exprim. Asta este. Pa, pa.